Salut mâna, stimate domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. De data aceasta, la emisiunea Ziua Z, ne vom concentra atenția asupra stării Europei după G7. Cunoașteți că acest ultim eveniment la care a participat Donald Trump a generat nervozitate în anumite metropole și din acest motiv vrem să vedem care este starea Marii Britanii, ce se întâmplă în Franța, cum evoluează Germania, pentru că sunt țări importante de pe bătrânul continent care au roluri aparte în NATO și mai ales în comunitatea europeană. România este parte a NATO, România este parte a Uniunii Europene. Pentru o asemenea temă, deloc facilă, am ales un interlocutor pe măsură. Este vorba de domnul dr. Marius Văcărelu, care este blogger la Adevărul și membru al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantic, un sinten cu afirmare mediatică, un foarte bun orator și un om care limpede clarifică chestiune care poate pentru cei care sunt simpli telespectatori nu sunt obișnuiți să înțeleagă anumite gesturi, anumite declarații și să vadă dincolo de ele, în spatele birourilor capitonate din metropolele relevante din țara noastră și din metropolele relevante de pe continentul european, continentul american, dar și din cabinetele relevante din țara noastră. La aceasta am vrut să mă refer. Domnule Marius Văcărelu, bine ați revenit la 6 TV. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Avem acum o imagine pe ecran. Este o imagine care a fost publicată în ziarul Financial Times în această dimineață. Și ceea ce este redat cu roșu este, de fapt, titlul pe care publicația îl propune, că alegerea Brexit este o situație care generează poziționarea Marii Britanii în poziția de perdantă. Îi se reproșează Terezei May că nu vrea să explice ce va fi după acest proces de ieșire din Brexit. Dumneavoastră a studiat în Marea Britanie și opinia dumneavoastră este, pentru mine, importantă pentru a înțelege ce se întâmplă acum la Londra, Londra care se pregătește de alegerile parlamentare. Am să vă dezvolt că am studiat și la Berlin și am studiat și la Paris, între altele, mă rog, anumite perioade de timp. Deci aș putea să spun că sunt foarte potrivit în momentul de față pentru această emisiune. Ce se va întâmpla cu Brexitul și ce se va întâmpla după Brexit nu este foarte clar pentru nimeni, pentru că în realitate viitorul este ceea ce se întâmplă, sau mă rog, ceea ce începe din următoarea secundă a frazelor pe care le termin eu. Și sunt situații în care un anumit eveniment, unul sau două, sunt atât de importante încât nu mai poți să mai mergi pe aceeași logică, pe același aliniament sau pe același, cum se spunea pe vremuri, pe același leu, pe același trum pe care l-au bătut pe vremuri zeci și mii de care, nu cu boi și cu alte animale. În această logică nu o pot acuza și nimeni nu poate acuza în realitate, dacă este un om de bună credință, pe doamna prim-ministru May, că nu le spune ceea ce va fi, pentru că, într-adevăr, repet, nici May nu știe. Gândiți-vă... Cu găduința noastră, câteva secunde, sigur. Domnule doctor Marius Văcărelu, stimați telespectatori, avem pe ecran, în dreapta, imagini de la o foarte bună dezbatere organizată de canalul de știri 4 din Marea Britanie, în care se pune problema în ce măsură tinerii din Marea Britanie pot la acest vot să schimbe situația. Vă rog să continuați. E bine, votul s-a produs anul trecut, după cum știm, dar între timp s-au mai întâmplat niște chestiuni. Să fim conștienți că, în realitate, mai nimeni sau aproape nimeni nu s-a așteptat să fie o conducere în Statele Unite a lui Donald Trump. Din momentul respectiv, anumite lucruri s-au resetat, cel puțin din punct de vedere mental. Nimeni nu și-a imaginat că în Coreea de Nord crizele vor începe din ce în ce mai mult. Gândiți-vă sub un singur aspect. Dacă se întâmplă ceva mai mult, mai rău în Coreea de Nord, prima țară afectată va fi în realitate China. China care, după cum vedeți, a fost degradată de curând la ratingul economic. China care are o situație destul de tensionată sub aspectul datoriei publice foarte mari. China care este o țară care este o țară cu un nivel de poluare destul de ridicat. China care este în situația în care acum trebuie să-și definitiveze și să-și refacă, de fapt, biroul politic, nu, pentru a conduce în următorii 5 ani țara. După cum știm, termenul de 5 ani expiră în acest an. Deci
Deci, în aceste... Și două treimi dintre membrii biroului respectiv vor trece la pensie. Tocmai de aceea. Deci, într-un astfel de raport, într-o astfel de situație, o astfel de criză în Coreea de Nord afectează întreaga economie globală. Dacă vă uitați pe nivelul exporturilor, spre exemplu, veți vedea că în Marea Britanie, al doilea partener comercial este China. 9% din importurile pe care le are Marea Britanie sunt din China. Ceea ce e un lucru foarte interesant, nu? Pe primul loc, însă, la importuri pentru britanici este totuși Germania. Iarăși un lucru foarte important. Deci, într-o astfel de situație, într-o astfel de paradigmă, îi înțeleg pe cetățeni că vor, într-adevăr, să fie în fiecare zi, să știe cu adevărat ce le va oferi, mă rog, ce se va întâmpla cu guvernul lor, cu parlamentul lor, cu viitorul lor. Dar, în clipa de față, noi suntem într-o etapă în care întreaga lume este atât de nervoasă, atât de tensionată și nu poți să faci o predicție completă, repet, completă, pe toate palierele. Pentru că mai e un lucru, iarăși, pe care noi nu vrem să-l înțelegem. Marile puteri sunt totuși capabile să controleze o bună parte din destinul propriu. Micile puteri mai puțin. Afirmație interesantă. Pe ce vă bazați? Pe mă bazez pe o istorie pe care de sute de ani o știm foarte bine. În general, împărțile teritoriale le-au făcut marile puteri pe seama celor mici. În general, conflictele dintre marile puteri nu s-au dus doar pe teritoriul lor sau mai rar pe teritoriul lor, dar mai mult pe teritorii mixte. Gândiți-vă, spre exemplu, că Napoleon nu a dus război pe teritoriul francez niciodată. Napoleon, el a fost conducătorul unui stat foarte interesant, a lăsat în urmă un sistem juridic foarte important, dar toate războaiele unde le-a dus? În Austria, în Belgia, în Germania, așa cum era pe vremea aceea, în Polonia și în partea cealaltă. A ajuns în cele din urmă, a ajuns Italia. Iar ca singură țară mare cu care s-a luptat a fost Rusia. În rest, nu a avut așa ceva. Statele tampon de care se vorbește uneori, care nu sunt state tampon, ele sunt state care trebuie să existe, pentru că sunt națiuni. Dar ele sunt de cele mai multe ori, repet, victima marilor puteri în acest sens. E bine, britanicii și nu numai ei, și germanii oarecum, francezii mai mult decât alții, sunt obișnuiți să-și decidă propriul viitor și să nu numai să decidă asupra lui, ci și să-l controleze, să poată să se apere împotriva anumitor chestiuni. Ori în clipa de față, când China este din ce în ce mai puternică, o vulnerabilitate a Chinei atrage după sine o panică în sistemul economic global. Gândiți-vă, spre exemplu, că cel mai mare centru global economic în clipa de față, sub aspect bursier, nu mai este Londra de 2 ani de zile, este Hong Kong. Hong Kong însă este, cum știm, sub o anumită dominație, că nu este completă dominația Chinei. Dar în Hong Kong, iarăși, se fac foarte multe tranzacții interesante din punct de vedere al spălării unor bani, al unor averi care scapă anumitor controle, pentru că în Europa, după cum știm, s-a renunțat din ce în ce mai mult la secretul bancar. Iarăși, mulți nu știu, s-au uitat că în anul 2018, din anul 2018, Elveția nu va mai avea secretul bancar. După ani de zile de presiune, Elveția a renunțat la așa ceva. Deci, ce se întâmplă în clipa de față? Foarte multe averi vor începe ușor-ușor să nu mai rămână în Europa, sub aspectul conturilor bancare, ci vor migra spre Asia. Ori o Asie care să prindă aceste conturi bancare și să sublinieze niște forțe economice și să permită crearea unor bănci mai mari, care să crediteze mai mult economia globală, se vor putea face doar într-un singur context. O Asie pașnică. O Asia nu este pașnică, repet, spre exemplu, în Coreea de Nord. Vedem că, spre exemplu, din ce în ce mai mult, China are relații din ce în ce mai tensionate în zona Filipine, în zona Vietnam, în zona respectivă. Din nou, nici acest lucru nu ajută. Deci, e foarte multă tensiune. Dacă vă amintiți, în urmă cu mai multe emisiuni la dumneavoastră și am scris treaba asta și în blogul respectiv, cumva se vede, e un pic cam neplăcută afirmația, poate, dar cumva Asiei i-a lipsit un conflict al ei. Cum am avut noi europenii două conflicte, lor le-a lipsit un conflict al lor prin care să se pună cumva de acord sau să-și pună cumva să-și mai tocească ghearele, cum se spune când ai un animal după cum știi. Foarte franc în limbajul pe care îl dezvoltați pe acest subiect. Mulțumesc, dar sunt jurist și juriștii în general au obligația să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă uneori într-adevăr se pot ascunde foarte bine și sub în spatele lor cuminte. Dar asta este ideea până la urmă. Noi europenii să fim rezonabili. Noi am renunțat la conflictele așa cum le aveam pe vremuri, după două războaie în care ne-am omorât sute de milioane de oameni, mă rog, zeci de milioane de oameni pe teritoriul nostru și am antrenat și pe alții într-o mișcare, repet, și economică și militară și politică și inclusiv epidemiologică. Gripa spaniolă, după cum știți, a omorât mai mulți oameni decât a făcut-o întregul război în 1918-1919. Dar toate aceste chestiuni, cumva, repet, ne-au obligat, ne-au vlăguit cumva
ne-au vlăguit din punct de vedere militar, economic, demografic, ne-au vlăguit și ne-au permis cumva să construim alt tip de societate. Asia, din păcate, se pare că nu a avut suficient, sau mai degrabă, n-a avut un conflict mare mai pe vremuri. Acum, aici este pericolul cel mai mare, pentru că acum sunt arme mult mai performante în zona. Până în 1940-45, luptele au fost cu arme oarecum convenționale, nu erau arme atomice. Deci nu aveai posibilitatea să faci o catastrofă atât de mare ca acum. În clipa de față, însă, din păcate, în Asia este atât de multă vulnerabilitate. Repet, tocmai ce se întâmplă în clipa de față în Coreea de Nord. Da? Deci, cu arme de genul acesta, nimeni nu știe, spre exemplu, că un simplu, banal test de încercare, pur și simplu, să zicem că deviază. Da? Deci, traiectoria rachetei respective nu ajunge unde este programată. Deci poate că este un test benign, mă rog, benign din partea lor, numai că ajunge pe teritoriul unde nu se știe și lovește un oraș mare, câteva milioane de locuitori. Ce face în clipa respectivă? Ce își permite costurile în sensul acesta? Vă rog. Apropo, avem pe ecran și noi și telespectatori aceste imagini cu dezbatere interesantă dintre tineri și seniori, pentru că grija tinerilor britanici este dacă vor prinde pensiile celor care acum își exercită dreptul la ultima parte a vieții. Și am făcut acest comentariu și am intervenit pe discursul dumneavoastră pentru că înainte de a intra în emisiune am văzut că un ultim sondaj de opinie pe care l-au dat sociologii care l-au făcut publicității la Londra arată doar o diferență de 3% între partidul lui Theresa May și partidul lui James Corbyn, așa că șansele sunt Jeremy. Da, pare a fi o șansă pe cuțit vis-a-vis de câștigarea alegerilor parlamentare de către actualul premier Theresa May. E adevărat, însă după cum știm iarăși, ei n-au sistemul nostru de vot proporțional. Să avem în permanență în minte această chestiune. E faptul că învingătorul într-o circumscripție ia tot. Și dacă ia tot, poate să aibă 1%, 0,1%. Un vot, de fapt, este cel care te propulsează pe tine în Parlament și pe ceilalți nu. Știți foarte bine, exemplul este cel mai important, este exemplul lui Nigel Farage, nu? Și partidul lui, care a avut 12% la ultimele lege, nu, penultimele lege parlamentare a avut 13%, la ultimele a avut 12% și n-a avut decât un om sau doi în Parlament, ceea ce este foarte puțin. Deci, să fim cinstiți, nu este o reprezentativitate reală când ai 10% din electorat și n-ai decât un singur vot. În privința asta, însă, ei și-au creat și alte mecanisme cumva de, cum spune, de control social, dar într-un fel, e o particularitate a lor care ajută guvernul, e adevărat, ajută stabilitatea guvernamentală, fără îndoială, dar nu este 100% reprezentativ pentru întreaga populație. Pentru că eu totuși aș vrea să știu și mi se pare un sistem totuși mai corect acesta în care ai să votezi în primul tur într-adevăr pe cine dorești tu și să fie organizat după aceea un al doilea tur cu primii doi. Mi s-ar părea mai interesant așa în fiecare circumstanță electorală. Dom'le, să văd totuși niște tendințe mai mari. Pentru că e o problemă, după cum știm. Partidele sunt partide, sunt totuși organizații în care trebuie să existe o anumită disciplină de partid. Și disciplina de partid nu este tot una cu libertatea cetățeanului de a gândi și mai ales cu pretențiile cetățeanului. Pentru că pretențiile cetățeanului izvorăsc din niște interese proprii, care sunt interese particulare, interese zonale, interese locale. Pe când tu, parlamentar, însă, odată ce ai câștigat un mandat în zona respectivă, te dizolvi cumva în marea masă de parlamentari, care este, până la urmă, pentru întreaga națiune. Da, trebuie să preiei o bună parte din reprezentativitatea mandatului local, fără îndoială, dar nu poți să fii 100%... Iată pe ecran unul dintre tinerii nemulțumiți de situația actuală și nu e singurul. Dovadă că într-un sondaj realizat pe teritoriul Scoției e un raport de forțe majoritar pentru cei care vor să rămână acesta real în Marea Britanie și unul minoritar, 47%, care ar vrea ca Scoția să devină independentă și să rămână în Uniunea Europeană. Eu, mof scoțian, această împărțire 50-50 a opiniilor vis-a-vis de Brexit? Deci diferențele de 4-5%, repede, nu sunt diferențe, pentru că 1% luat la mine înseamnă, de câștigat de mine, înseamnă de fapt 2% pe care le-ai pierdut tu. Nu e un moft în realitate, pentru că totuși Scoția are o identitate culturală, după cum știm, de secole, are o identitate specifică și politică și are și o identitate geografică mult mai pronunțată, după cum știți. Dar, din păcate pentru ei, sunt loviți în mare măsură de dispunerea geografică. Dacă ei ar fi fost în sud
și Anglia ar fi fost în nord, le-ar fi fost ușor. Pe când ei sunt totuși în nordul insulei, mari insule britanice, și întotdeauna spun, comerțul nu se face doar pe nav, nu se face doar pe, pe mare. Vor trebui, dacă vor să se separe, vor trebui în momentul respectiv, când vor dori să facă tranzit economic, tranzit comercial spre Europa, în, dacă vor în Uniunea Europeană, vor trebui să plătească taxe Marii Britanii. Așa care va rămâne, aceea care va rămâne. Ceea ce va fi costisitor. Mai e un lucru. Scoția, după cum ați văzut în proiectul său bugetar, trăiește și pe baza unor anumitor transferuri dinspre centru, spre ei. Nu este 100% autonom, nu este același... Nu e aceeași putere economică. Într-adevăr, Țara Galilor este pe ultimul loc sub acest aspect al eficienței economice, dar dintre cele trei. Da, puterea economică mare este în Anglia. Scoția are avantajul că are acele resurse în petrol. Dar dacă scoatem petrolul, ce rămâne dintr-o economie? Pentru că o economie, după cum ne amintim, și ne-a spus Jules Verne în vestita carte, nu copiii capitanului Grant, o țară fericită nu este țara aurului, este țara fierului, adică a prelucrării, a industriei, a economiei, a educației care creează niște oameni inteligenți, care mai departe, fiind inteligenți, aduc ei noi investiții și așa. Ei, nu e o, e o dezbatere care trebuie să fie, iarăși, un lucru... Iată pe ecran o dezbatere, da, în care chiar și seniorii se ceartă între ei. Fără îndoială. Până la urmă, asta este frumusețea libertății. Că libertatea înseamnă, de fapt, să nu-ți bag pumnul în gură, cum se spune. Da? Lasă-mă să vorbesc, pentru că s-ar putea să am dreptate pe un punct. Poate că nu am... Apropo, acesta subtile la o realitate mioritică? Nu neapărat doar mioritică, pentru că, din păcate, în foarte multe locuri din lumea aceasta, cum se vede un om mai sus, imediat parcă dorește să-i lasă pe toți ceilalți să nu mai vorbească, să nu mai audă. Cumva e un fenomen numit surzenie, da? Adică e o surzenie, cum să spun, o surzenie selectivă. Explicați-mi și mie un lucru. Vă rog. Pentru că sunteți un foarte bun translator în probleme de geopolitică. Deci aici pe ecran, în această emisiune, dialogul este între britanici de diferite vârste care nu caută vini, imaginarea la alții în străinătate. Se judecă pe ei înșiși. Seniorii spun fiecare în funcție de convingerea politică pe care o împărtășește unde a greșit cel care a fost la guvernare sau cel care acum este la guvernare. Tinerii arată că în actuale condiții n-au șanse așa cum își doresc ei și mai trebuie să muncească nu știu câți ani ca să ajungă la jumătatea venitului pe care îl are un pensionar britanic de condiție medie. Timp în care, la noi în țară, lumea totdeauna dă vina pe alții. Alții sunt de vină, străinii sunt de vină, noi suntem puri, se conspirează împotriva noastră, sunt niște comploturi. Opinia noastră care e? Am să încep mai întâi cu o anecdotă și după aceea cu o semi-anecdotă. Anecdota prima este, am mai spus-o poate și în alte situații, este aceasta. În Silicon Valley, vă amintiți probabil că de aia am spus, da, deci un individ spune, am inventat un computer aproape uman. Adică, de câte ori greșește ceva, dă vina pe alt computer. Este în firea omului să nu recunoască adevărul de cele mai multe ori, adevărul care îl doare. Din punct de vedere psihologic, se explică foarte clar pentru că ne permite nouă să ne simțim confortabil cu noi, cu noi înșine. Da? Ideea de remușcări. Nu, să ne gândim acum de crimă și pedeapsă, nu Raskolnikov și toate tensiunile pe care le-a avut personajul respectiv. Dar ideea este că, în general, când facem un act antisocial sau un act care ne-a produs daune, dacă avem o anumită conștiință de sine, începem să fim aproape torturați psihic din acel motiv. Și nu mă refer acum la situația în care, Doamne ferește, lovești cu mașina pe cineva și l-ai omorât, că aici, mă rog, un pieton sau așa. Nu discut de treaba asta. Ideea este că, de foarte multe ori, în interiorul statelor, electoratul, spre exemplu, nu este și nu înțelege cu adevărat adevărata dimensiune a participării politice. Ei cred că, în mare măsură, participarea politică se reduce la vot. Nu e adevărat. Sau că dacă este votul, nu înseamnă că în cei 4 ani nu trebuie să pui în continuare presiune pe alegătorii tăi. Nu, tu trebuie să fii în permanență informat, tu trebuie să faci un efort minimal să te uiți cumva prin monitor oficial să vezi ce apare acolo, trebuie să te uiți minimal la ce spune guvernul. De ce? Pentru că ei sunt totuși oameni care pot decide și decide asupra viitorului tău. Și atunci trebuie să fii, dacă nu implicat, măcar să fii precaut, nu? În fond, ce stă la baza, acum o fac o mică digresiune juridică, dar până la urmă, ce stă la baza contractului de asigurare? Asigurare de mașină, asigurare de viață.
percepția și, de fapt, siguranța, certitudinea faptului că tu poți fi victima altora, în realitate. Pentru că asta este, de fapt, contractul de asigurare. Da? O sumă de bani pe care o primești, în caz de un eveniment negativ, dar pe care tu nu l-ai putut controla. Pentru că dacă l-ai controlat, nu mai apare răspunderea ta. Aici e problema. Adică, nu, tu nu vei mai fi despăgubit. Deci tu trebuie să fii, în permanență, un cetățean implicat, un cetățean adevărat. Un cetățean... Apropo de implicarea cetățenilor britanici, avem acum imagini inedite privind modul în care se vor desfășura alegerile pentru noul Parlament britanic. Desenele vorbesc de la sine. Pe acest fond vreau să vă întreb dacă Theresa May se va simți mai întărită în urma alegerilor, pentru că în Telegraph, un cotidian prestigios britanic, se spune că doar după alegeri va fi legitimată. Până acum a fost numită. Acum se va dovedi că are un sprijin popular. În primul rând, să vedem rezultatele alegerilor. Asta e primul aspect. Pot fi și pierdute. În al doilea rând, nici partidul ei, partidul doamnei prim-ministru, nu este completamente unitar. Deci nu știm cu adevărat ce arii vor câștiga mai bine și ce arii vor merge mai prost. Dar indiferent cum ar fi, Brexit-ul merge înainte. Și dacă merge înainte, că vor fi unii, că vor fi alții. Nu uitați că și partidul de pe locul 2, nu, și ei au votat la fel pentru declanșarea acestui Brexit. Deci nu a fost singurele partide care au spus nu vrem Brexit, sunt foarte mici, n-au mai mult de 62-63 de parlamentari. Deci din 650, deci mai puțin de 10%. Ori, într-o astfel de ipoteză, nu ai cum să zici că procesul respectiv de negocierea Brexitului va fi unul ușor, pe de-o parte, dar pe de altă parte va fi unul dus integral doar de un prim-ministru. Pentru că știm un lucru, negocierile pot să fie mai ușoare, pot să fie mai grele, anumiți oameni pot să-și dea demisia în timpul acestor negocieri. Unele demisii, după cum știți în jocul politic, unele demisii sunt provocate tocmai pentru a se câștiga timp, câteva zile, pentru o strategie mai nouă de care încă nu e încă pusă perfect la punct. Nu știm ce jocuri. Nu știm. Dar de ce Berlinul este atât de ferm, Bruxelles este atât de ferm vis-a-vis de faptul că britanicii trebuie să-și plătească adecvat ieșirea și că aici, pe nivelul sumei anunțate, nu vor fi negocieri de micșorare, ci o negociere care se ducă la respectarea pierderilor pe care Uniunea Europeană le va avea prin pe care Marii Britanii. Păi, dumneavoastră ați răspunsul de fapt prin întrebare, pentru că pierderea pe care a avut-o Uniunea Europeană... Ipoteza mea s-ar putea să nu fie cu răspunsul dumneavoastră pe aceeași lungime de undă. Da, eu cred că în realitate aceasta este discuția. Totuși, ca imagine, Uniunea Europeană a pierdut mult din ieșirea Marii Britanii. Haideți să facem un simplu calcul din punct de vedere economic. Cele trei țări, Germania, Marea Britanie și Franța, asigurau împreună aproximativ 40% din PIB-ul UE. PIB-ul nominal. Atenție, nu PIB-ul, nu mă refer la PIB-ul pe tip de puterea de cumpărare. Paritatea puterii de cumpărare. Mă întrerup un pic pentru că avem o imagine acum pe tot ecranul. Este precizarea celor de la Telegraph că miza pe care o va avea cancelarul Theresa May în această campanie va fi focalizarea pe Brexit. Asta e o miză, dar repet, nu e suficientă. Exact ce ați spus dumneavoastră și nu mai știu ce am văzut foarte bine acolo. Ideea este că tinerii, repet, în Marea Britanie sunt mai vulnerabili acum decât alte generații. Robotizarea înlocuiește mai mult în Marea Britanie decât înlocuiește în alte țări. Tinerii din ziua de astăzi, Marea Britanie având o creștere demografică, e adevărat, sub 1% pe an, da, creștere demografică este totuși, sunt obligați să se gândească mult, nu se gândească, sunt obligați, sunt nevoiți să acționeze într-o piață economică diferită. Pe vremuri erau cele două paradigme. Paradigma locului de muncă aproape pe viață și a căsătoriei aproape cu vecinul de stradă. Deci până prin anii 60... Asta e șocat, cum adică căsătorie cu vecinul de stradă? Era ideea de stabilitate socială în această paradigmă pentru că oamenii nu prea ieșeau din zona lor și atunci, în general, și căsătorile se făceau tot în această paradigmă de 3-4 străzi, adică oamenii se cam cunoșteau între ei. Era comunitatea care se controla. Exact. Și băncile, spre exemplu, erau pe vremea aceea conduse oameni care aveau măcar 45-50 de ani. Deci era un anumit tip de, cum aș spune, sfatul bătrânilor acționând. E bine, timpurile modificându-se în permanență în ultimii 20-30 de ani, s-a ajuns la două tipuri de nemulțumire. Prima este nemulțumirea economică, în sensul că nu-ți găsești locuri de muncă stabile pe care să faci un plan de bătaie și așa. Și a doua este nemulțumirea de tip sentimental, în care, iarăși, foarte importantă, pentru că omul, până la urmă, nu trăiește doar muncind. Nu știți gluma aceea că locul de muncă nu e cârciumă să stai până la ora închiderii. Dar
care îi face pe oameni, căutându-și parteneri potriviți într-un spațiu geografic mult mai larg, inclusiv cu acest internet și așa, îi face pe oameni să fie mai profund, mai mult vulnerabil psihic la orice tip de amenințare dintr-o orice altă parte. Și vulnerabilitățile pe care le au din punct de vedere sentimental se traduc și într-o vulnerabilizare mai mare de natură politică, o predispoziție mai mare spre conspirații, spre simplificarea mesajelor și spre crearea de noi tipuri de bariere. Dacă vă uitați, în realitate, secolul acesta este secolul în care oamenii practic încearcă să-și segmenteze cu totul relațiile pe care le au, tocmai pentru că până acum omenirea n-a fost atât de segmentată, era, repet, o comunitate închisă în mare măsură pe zone, mă rog, mai mici sau mai mari. Ori acest internet ne face pe toți să fim într-un fel de sat global, dar oamenii constată că psihic nu sunt capabili să facă față unei astfel de societăți. Și de ce nu fac față? Pentru că inclusiv această problemă a locurilor de muncă a devenit globală. Deci dacă tocmai veniturile în sine, nici altceva nu mai după aia. Ați vorbit de segmentare și noi trebuie să segmentăm emisiunea, adică să trecem la pauza publicitară, după care vom reveni, stimați telespectatori, cu imagini inedite și comentarii vizând celelalte două țări care le vom analiza în această emisiune, Franța și Germania. Continuăm emisiunea Ziua Z. Dacă în prima parte ne-am referit la ceea ce se așteaptă în Marea Britanie după derularea alegerilor apropiate parlamentare, acum ne punem ochii pe Franța. Avem pe ecran o imagine sugestivă pe care a difuzat-o astăzi postul de televiziune France 24, Franța 24 de ore, și care arată o repartiție a forțelor politice în Parlament, cum ar putea fi o majoritate în favoarea președintelui actual al Franței. Cum comentează specialistul în geopolitică Marius Văcărelu această evoluție a evenimentelor în hexagon? Să continuăm mai întâi. Este, de fapt, după cum vedeți, un alt lider care își justifică cumva puterea politică. Dacă Theresa May a avut totuși un an, aproape un an de când este în mandat și cumva acum se dorește validarea, adevărata validare a președintelui francez nu este doar în raport constituțional privind prerogativele pe care le are pe post de președinte, ci și prin configurarea unei majorități parlamentare care îi va da niște posibilități mai mari de acțiune. Vedeți dumneavoastră, șomajul în Marea Britanie este cu câteva procente mai mic decât în Franța. În Franța este aproape 10% șomaj oficial, ceea ce mă face să cred că nu este doar 10%, probabil se ascund prin diferite metode și alte procente în diferite, în diferite forme. Ceea ce îl obligă, repet, pe președintele francez, care a venit pe un val unic, un val de inocență în același timp, deci inocență politică, ca să spun așa, coroborat cu un val de compromisuri sau mai degrabă de erori. Și de nemulțumiri clare la adresa clasei politice exact, franceze. Exact, celorlalți, da, exact. El a venit, practic, și a preluat, cum s-ar spune în fotbal, a plecat cu balonul la picior singur, a trecut printre toți jucătorii și a izbutit să trimită un mingea în poartă. Ideea este însă că totuși se pare că urmează prelungirile, deci aceste alegeri parlamentare le-am putea considera ca un fel de prelungiri în care trebuie să marcheze și golul decisiv, pentru că dacă nu-l va marca, nu va avea o viață ușoară în partid, în politică, dintr-un motiv foarte simplu. Toate partidele franceze în clipa de față sunt sunt în fața unei crize teribile de lideri. Nici Frontul Național nu este în fața unei nu este departe de o criză de lideri dintr-un motiv foarte simplu. Dezbaterea prezidențială n-a ieșit prea bine pentru doamna Le Pen. Și dacă se respecta principiul democratic că cine pierde alegerile trebuie să-și dea demisia din funcția de președinte al partidului, cam trebuia să plece. Cam asta e ideea. Deci, și asta e un lucru pe care trebuie să-l știe orice om și mai ales în țara noastră și nu numai noi în țară, în spațiul nostru. Deci, n-a ieșit prea bine acolo. Partidele în general sunt în clipa de față, ați văzut, partidele tradiționale, mă rog, cele mari, partidele franceze mari,
nu mai au atâtea procente cât aveau pe vremuri, nu mai sunt, sunt obișnuite, ele sunt obișnuite cu o majoritate de tip confortabil, care le asigură un loc de muncă, de viață și o pensie foarte bună și niște privilegii financiare destul de bune. Amintiți-vă de domnul Fillon, care a fost candidat și care a fost, între altele, lovit foarte puternic de cele două costume de 5.000 de euro care i-au fost imputate. Deci, un moment, vedem în minutele următoare, puțin la număr, imagini privind candidații și contracandidații la alegerile parlamentare, sunt schimburi interesante de replici, de idei. Se vede că și Franța este o țară latină cu exprimări uneori colerice. Pe acest fond vă întreb dacă ceea ce se prefigurează în Franța, o victorie, cel puțin până în momentul de față, a partidului președintelui Macron, va duce la o întărire a voinței sale de a face niște schimbări pe care le-a anunțat în campania electorală. Dacă va câștiga, cu siguranță voința respectivă va fi puternică. Dar eu știu un lucru. În Franța au fost foarte multe inițiative bune în ultimii 15-20 de ani care au fost blocate de foarte multe ori de mișcările sindicale de protest, de diferite opinii ale diferiților intelectuali sau unor oameni care n-au înțeles foarte bine contextul și care sunt în realitate egocentrici și francocentrici, aș vrea să spun mai degrabă, care cred că totul se învârte în jurul lor. Interesant, francocentrici. Francocentrici. Până la urmă, fiecare țară, știți foarte bine, nu, proverbul românesc spune că fiecare pasăre pe limba ei piere și limba maternă este limba cu care mori până la urmă, dacă nu ai trăit în altă parte zeci de ani, să-ți uiți cu totul. Ei, într-o astfel de situație, stai și te întreb cu adevărat, când tu ai fost o țară, duși, o mare, un imperiu cu adevărat, care din punct de vedere inclusiv cultural ai dominat Europa mai mult de 100 de ani, e normal să ai o anumită nostalgie. E normal să crezi că ai fost și că ești cel mai bun. Numai că rezultatele nu sunt atât de bune. Și Franța, spre exemplu, spre deosebire de alte țări, spre exemplu Germania sau Marea Britanie, are un procent mai redus de sărăcie. Chiar dacă, spre exemplu, mă rog, sublinierea de sărăcie, cum se spune, chiar dacă, din punct de vedere economic, PIB-urile sunt pe cap de locuitor, sunt aproximativ aceleași, Franța nu are un pic mai aplatizată piramida financiară a cetățenilor, ceea ce le permite acestora să fie un pic mai, să aibă un sentiment mai mare de confort. Îmi amintesc foarte bine când am fost prima dată în Franța, am fost în luna decembrie, urmă cu mai mulți ani, dar nu la 1 decembrie, 2 decembrie, ci am fost undeva mai aproape de 15 decembrie, când și prima vizită, fiindcă am ajuns duminică, prima vizită pe care am făcut-o a fost la Galeriile Lafayette. Un pic vă întrerup, pentru că avem acum pe ecran imaginea noului guvern francez cu președintele Macron în mijloc. O să vedeți în minutele următoare imagini de la ședința de guvern, imagini de la instalarea fiecărui ministru la sediul ministerului pe care urmează să-l conducă. Sunt imagini care arată o modalitate inedită a foarte multor oameni politici tineri, unii extrem de tineri, mai tineri decât președintele care are de 39 de ani și care vin să modereze niște stări de spirit încremenite în proiect. Vedeți, dumneavoastră, că mi-ați adus în discuție, voi face o mică digresiune. Sistemul administrativ francez, pe care noi l-am copiat în mare măsură, este un sistem suficient de rigid, din păcate, al funcției publice și un sistem destul de, aș putea spune, destul de fix, birocratic, coroborat cu legal și ceea ce rezultă de aici este o anumită funcție statică, exact cum dumneavoastră a spus, încremenirea în proiect. Eu n-aș spune mai degrabă asta, aș spune mai degrabă că este o anumită zonă statică și eu fiind jurnalist, dumneavoastră fiind specialist în geopolitică, da, și limbajurile sunt diferite. Și în drept, dar nu uitați și în drept administrativ, că asta e teza mea, doctorat, de acolo vine. E bine, și noi trebuie să studiem dreptul francez ca români, indiferent cum, pentru că asta este sistemul nostru de drept. Deci are un sistem și un cod administrativ interesant, are o zonă de legalitate pentru funcția publică care, pentru funcția publică, destul de rigidă și nu poți foarte multe lucruri să faci ca ministru într-un minister în care funcționarii pot să-ți demonstreze că ei sunt mai puternici decât tine.
Pentru că, de fapt, asta este marea... Stați un pic că m-a ciocat. Cum adică funcționarii să demonstreze că sunt mai puternici decât ministrii noi veniți? Păi, dintr-un motiv foarte simplu. Dacă tu nu știi cum funcționează un minister, spre exemplu, foarte bine, cu toate regulile, cu toate procedurile sale, vei pierde timp. Tu, om politic, crezi că dai un ordin acum și se îndeplinește pe loc. Numai că funcționarul public îți va spune, chiar de bună credință fiind, stai puțin că trebuie să trecem prin următorii pași. Următorii pași... Referiți la procedurile interne. Exact. Trebuie niște avize luate, avize de legalitate care pot să întârzie, pot să fie numite dezbateri. Toate aceste lucruri însă blochează un proiect politic. Vreți dumneavoastră, e o problemă pe care o avem în toată lumea asta. Oamenii aleg, mai ales șef de stat, cu intenția de a fi nu șef de stat, ci a fi aproape un fel de, aproape monarhi absoluți, implicați în orice domeniu și, ceea ce este cel mai important lucru, cu rezultate imediate. A construi o echipă de fotbal, de rugby, ia foarte mult timp. Ca să o faci funcțională, complet funcțională, înseamnă câțiva ani de zile. Nu vei avea rezultate perfecte din prima. Dar dacă noi avem răbdare de la un antrenor să construiască ceva timp de câteva luni bune, un an de zile, e bine, față de politicieni nu există această răbdare. Răbdare dintr-un motiv foarte simplu. Un antrenor poate să rămână 10, 15, 20 de ani, gândiți-vă la Sir Alex Ferguson, gândiți-vă la Arsène Wenger, la Arsenal Londra, pe când politicianul știe că are un mandat limitat din start. Dar există regula că unui guvern instalat îi dai cel puțin 6 luni de zile ca să se dezmeticească. Vedeți dumneavoastră, iarăși, cine îi dă aceste 6 luni? Îi le dau tot electoratul? Îi le dau cei care au votat pentru ei? Îi le dau jurnaliștii? Îl dau oamenii care au un anumit nivel de pregătire? Sau îl dă întreaga societate? Doamne, e un fel de pact social nescris. Ei bine, nu este acest pact social nescris la nivelul întregii societăți. Corect. Și gândiți-vă că eu n-am nevoie, eu pot să-i mulțumesc pe 90% din oameni. Cei 10% dacă sunt nemulțumiți și vor ieși pe stradă, ei vor fi vizibili. Și fiind vizibili, vor crea nu numai o temă de dezbatere, dar e posibil să-mi creeze mie probleme în sensul că nu voi ști să le răspund adecvat. Mi-ați ridicat mingea la plasă și vă mulțumesc frumos, ați folosit sintagma ieșirea în stradă și acum este acuzat președintele Macron că prin acele măsuri excesive, spune presa care îl atacă, prin măsurile de întărire a dispozitivului militar pe străzi, e vorba de prezența militarilor din armata franceză pentru descurajarea atacurilor teroriste, practic ieșirea în stradă este blocată pentru că sunt măsuri de anulare a unor manifestări publice succesive. Aici, în primul rând, e un reproș neelegant și nelegal. Cadrul legal este unul singur, da? Dacă spune clar... Dar el a putut fi citit în Le Monde, în Le Figaro? E adevărat, dar eu spun că dacă acesta este cadrul legal, dacă am ajuns în situația... Aici e problema. Dacă am ajuns în situația să-i scot pe stradă pe aceea sau pe ceilalți sau pe nu știu care, înseamnă că e o problemă cu statul și evident apare o contrapondere, da? Ar fi un joc de balans. Dar, repet, marea problemă este de ce am ajuns aici. Iar reproșați-vă cumva, stimați jurnaliști de la toate ziarele franceze și nu numai ziarele franceze, nu ați contribuit și voi prin ce ați scris zeci de ani la un anumit tip de climat social? Ba da! Apropo, l-avem pe ecran pe ministrul Ferron, cel care constituie o problemă acum pentru cabinetul nou creat de către președintele Macron, pentru că este acuzat de către presa franceză că și-a favorizat soția, și-a angajat fiul și astăzi procurorul Republicii Franceze a ordonat începerea unei investigații oficiale. Cum comentați această situație? Vedeți dumneavoastră, căsătoria se face pentru bine și rău, nu împreună. Și împreună asta înseamnă tindem să eliminăm tot răul din familie și să aducem mai binele. E în permanență o tentație pentru omul politic să-și favorizeze familia. Într-un fel, este cumva inerent și în același timp este și, până la o limită, tolerat de societate. Pentru că, știți cum este, și sunt mari dramaturgi care au scris piese despre doamna ministru sau, mă rog, chiar sunt două piese care chiar așa se numesc. Să ne aducem aminte și de doamna Chirița. Bun, cu Ana Chirița. Care a ajuns isprăvnicioasă, nu? Dacă doriți un mic moment muzical, iată-mă, sunt isprăvnicioasă, visul meu s-o împlinit. Ideea este așa. Repet, există o doză de toleranță pentru un motiv foarte simplu. Tu știi foarte clar că este soțul, soția sau copilul președintelui sau primului ministru sau ministru nu știu care. Fără îndoială că omul respectiv
este sub lumina reflectoarelor și știi foarte bine, dacă ești un om rațional, că tu din momentul respectiv, dacă ți se deschid mai multe uși la locul tău de muncă sau în altă parte, nu se face pentru că tu ești dintr-o dată mai frumoasă, că tu ești tânăr și nu, ci pentru că tatăl tău sau soțul tău este cineva sau soția ta este cineva. Într-o astfel de situație ar trebui mai degrabă prevăzute niște mecanisme aproape de domeniul rigidității, ca așa, de o mare rigiditate prin care să nu permiți anumite conflicte de interese. Este foarte greu să le interziști pe toate, repet, din acest motiv numit simplu, protocol. Da? Gândiți-vă cum ar fi, spre exemplu, și am văzut cu toții în aceste zile, a fost vizita președintelui Trump în Israel. Pe contul de Facebook al primului ministru israelian am văzut cu toții pregătirea de dinainte de. Și acolo am văzut cum era soția, cum erau soțiile, cum erau toți. E bine, cum poți să-ți imaginezi dacă vine președintele unei țări și repede vine însoțit de soție, cine s-o primească pe doamna respectivă? S-o primească cumva bucătarul, șef al doamnei, ar fi o blasemie. Deci trebuie să primească tot o doamnă, nu? Dar doamna respectivă poate fi îmbrăcată cumva cu ultimele, cu rochia luată de la nu știu ce magazin de stampă din obor, cum ar fi să zicem în România? Nu poate fi. Deci, ideea aceasta presupune o anumită rulare mai degrabă de protocol, de eleganță. Un cont de conduită diplomatică, exact, la nivel înalt. Exact. Și contul de conduită nu numai pe plan extern, ci și pe plan intern. Da? Omul politic trebuie să aibă de la început ideea aceasta. Tu, când vrei să intri în politică cu adevărat, te duci acolo să servești statul. Și v-aș da două exemple din politica românească, dar într-adevăr din altă perioadă. Iată și o dezbatere interesantă, stimațele spectatori, în paralel cu dialogul meu cu doctorul Marius Băcăleru. Și în Franța se pune problema pensiilor parlamentare și a modului în care, după ce nu mai sunt deputați, francezii respectivi beneficiază de anumite indemnizații. Cnighe Duca a fost asasinat de legionari și când l-au dezbrăcat, ce au descoperit? Că el avea ciorapi cârpiți. Un lucru care nu s-ar fi putut imagina și nu cred că se imaginează astăzi la parlamentarii sau la prim-miniștrii români. Și a mai fost, cred că, din familia Suțu, pe la 1880 și ceva sau nu mai știu cât, în care șeful familiei a spus, era un om bogat și care dădea periodic, asta însemnând cel puțin o dată pe lună, baluri pentru aristocrație, mă rog, nobilimea bucureșteană de secolul XIX. Și când a ajuns ministru, dintr-o dată i-a spus soției, gata, de astăzi nu mai facem baluri, nu mai avem voie să cheltuim bani pentru noi, de acum suntem în slujba țării. Banii noștri îi vom cheltui, dacă îi vom cheltui, strict pentru slujba ministerială și pentru slujba țării. Asta este percepția pe care trebuie să o aibă fiecare politician. A devenit Franța mai dinamică cu noul președinte? Nu a devenit mai dinamică. A devenit mai dinamică pentru că este campanie electorală, nu din alt motiv. Pentru că dacă această campanie electorală n-ar fi fost atât de aproape, n-am fi putut spune că este un anumit dinamism. Dar e logic, e campanie electorală, sunt alegerile parlamentare generale. Dacă ar fi fost parțial, ar fi fost ceva mai redus. Dar fiind general... Sunt membri ai guvernului lui Macron, cel care l-am văzut pe ecran, care candidează la aceste alegeri parlamentare și s-a anunțat public... odată necesitatea ca membrii guvernului să sprijine pe cei care fac parte din coaliția guvernamentală și doi, să-și dea demisia în varianta în care ei au câștigat locul respectiv în Parlament. Vedeți dumneavoastră, sistemul electoral francez este unul de așa natură încât îi permite unui om să fie în același timp și parlamentar și primar. Nu se mai întâmplă ceva în Europa, deci e deja destul de mult. Pentru că eu aș pune o întrebare și până la urmă o întrebare perfect logică, pe care o spun și alții în teorie. Ești primar al comunității, deci tu ești responsabil pentru tot ce este în comunitatea respectivă? Sau ești parlamentar în slujba națiunii 24 de ori din 24? Nu e un conflict totuși cumva între cele două? E evident că este un conflict, adică să ne ascundem după degete, pentru că oricât ți-ai dori, nu ai patru creiere, nu ai 27 de capete, nu ești balaurul din poveste, dar cu un sensul bun, să zicem așa, și atunci tu fizic, numai ca să citești toate documentele pe care le ai și ți este foarte mult timp, cum crezi că vei performa? Pentru că asta este ideea. Apropo de performanță, avem un grafic interesant, este un sondaj care a fost publicat de Le Figaro, dacă putem să-l vedem pe tot ecranul. Au răspuns cititorii acestei publicații prestigioase la întrebarea dacă
cazul ministrului francez, care este anchetat acum de Procuratura Republicii Franceze, va afecta alegerile care urmează în Franța? Și răspunsul majoritar este da. Să nu uităm că Le Figaro este un ziar mai de dreapta decât altele și Macron este mai cumva considerat de centru, oarecum centru-dreapta, da, poate să fie și de stânga, deci nu e foarte clar ce ar fi. Vedeți, un scandal bine care izbucnește când nu trebuie, produce daune. E adevărat că uneori adversarii politici pot să ți-l creeze acel scandal. Da, sintagma asta e interesantă, când nu trebuie. Păi când nu trebuie, iarăși. Dar asta e viața. E viața, da. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla din punct de vedere psihologic, pentru că e o chestiune, dacă toți oamenii ar fi perfect morali. Și dintr-o dată se întâmplă ca într-un loc un om să se comporte imoral. Păi va deveni omul respectiv foarte bogat într-un interval de timp foarte scurt, pentru că toți mergând și fiind obișnuiți de zeci de ani că oamenii sunt toți, repet, absolut toți perfect morali, omul respectiv îi va păcăli pe toți, nu? Deci, ne-am dorit cu toții o existență liniară, nu? Toate basmele, până la urmă, au același final. Și au trăit fericiți, mă rog, fiecare cu altcineva sau împreună căsătoriți, dar ce spune? Ce spune? Până la adânci bătrâneți. Deci, acțiunea în se emisiunea petrece... asta a fost cu șarge succesive de ironii savuroase. Așa, mulțumesc. Ideea este că toate acțiunile din basme se produc când? Se produc cu oamenii fiind tineri. Fă-t frumos că este nu știu cum sau nu știu ce, totdeauna este tânăr. Tânăr, deci în momentul în care intră în viața adultă, da? Repede, în interval de timp foarte scurt, performează, cum s-ar spune, și izbutește. Să învingă un balaur, să nu știu ce comoară, să descopere, să ajungă și la fata de împărat, și la, și la. După care are o viață întreagă, cum ce spune? Au trăit liniști, fericiți. Atenție, nu liniștiți, nu, fericiți. Fericirea înseamnă absența răului, da? Deci asta este năzuința vieții umane și e normal să fie așa, dar nu se poate. Nu intru acum legenda Pandorei cu toate problemele. Dar ideea este că sistemul de vot în fond, ce reprezintă? Sistemul de vot reprezintă alegerea acelui împărat bun care ne face pe toți fericiți sau ne permite sau ne creează el, împăratul respectiv, în toate sferele vieții sociale, atenție, posibilitatea de a fi fericiți. Vă dați seama câtă responsabilitate este pentru un om politic să facă treaba aceasta? Apropo de omul politic, care acum este președintele Franței, noi am discutat în prima parte a emisiunii Ziua Z despre situația din Marea Britanie și, în mod paradoxal, noul președinte al Franței, Macron, nu s-a întâlnit cu Theresa May, dar, în schimb, a făcut prima vizită la Berlin, a avut un dejun de lucru la ambasada americană din Bruxelles cu președintele Trump. La fotografia unde s-au adunat cei care sunt reprezintă țările membre ale G7, a stat la câteva scaune depărtare de Theresa May. Ce se întâmplă în relația dintre Franța și Marea Britanie? Se așează întâi apele interne? Într-un fel da, într-un fel nu. Cele două țări nu sunt foarte prietenoase una cu alta și există o anumită rivalitate între cele două țări. Până la urmă și războiul de 100 de ani, 116 ani de fapt a durat, a fost între Franța și Anglia și s-a purtat pe teritoriul francez, după cum știți. Francezii au destul de multe resentimente în fața britanicilor, pentru că, spre exemplu, doar dau un singur aspect. Englezii au cumpărat foarte multe proprietăți în Franța în ultimii 20 de ani, mai degrabă în ultimii 15 ani, profitând de anumite venituri pe care le au ei față de francezi, venituri suplimentare, ceea ce a dus la mutarea a 100.000 de oameni în Franța și, în plus, la creșterea prețurilor pe piața imobiliară franceză pentru francezii francezi, care nu și le mai pot permite așa de ușor. Apropo, știți că la Londra s-a anunțat ieri că scad dramatic prețurile la imobiliare, timp în care în București acestea cresc. Bun, la noi cresc din motive de incompetență de primari de 27 de ani și alte lucruri de genul acesta. Mă feresc să aștept ce s-a întâmplat în urma unui cutremur, cum vor scădea prețurile în România la așa. Plus că acest program Prima Casă, care e un program perfect nociv, deci nu nociv, perfect nociv, are grad nocivitate mai mult decât orice, ține prețurile foarte sus, neliberând în realitate piața imobiliară. Gândiți-vă, spre exemplu, că Charles de Gaulle, între altele, primul lucru pe care printre primele lucruri pe care le-a făcut când a devenit președinte în Franța, a deblocat piața chiriilor, pentru că în temeiul primului război mondial era o lege în Franța în care chiriile nu puteau crește.
Nu puteau, era un nivel maximal și nimeni nu putea mări chiriile. Care ce a dus la acest lucru? A dus la degradarea construcțiilor, pentru că niciun proprietar nu dorea să facă reparații, pentru că știa că oricât de bune le-ar face clădirile respective, nu poate lua mai mult de atât. Ei, și asta a dus la degradarea Parisului și altor orașe mari, vă dați seama, din Franța. Iar Charles de Gaulle, între primele măsuri pe care le-a făcut ajungând președinte, a fost să deblocheze această lege, deci a eliminat pur și simplu, și în momentul respectiv orașele franceze au început să fie din nou renovate. O intervenție greșită a statului în piață, în sensul nelăsării libertății omului, atât a celui bogat, dar mai ales a celui sărac, atenție, mai ales a celui mai sărac, de a acționa, De fapt ajută pe cei care sunt deja prea bogați, da? Să câștige mai mult decât ceilalți. Și atunci nu ai niciun avantaj în sensul acesta. E bine, repet, președintele Macron în clipa de față, el are un avantaj teribil. E tânăr, 39 de ani, da? Toți ceilalți politicieni care sunt în clipa de față în zona asta de vârf a politicii în Europa sunt cam de la 50 de ani în sus. Deci sunt 10, 11, 12 ani deja în plus și are o reputație de... are și un chip, totuși, un chip frumos, luminos. E un om educat, cu două facultăți. Ofensiv. Da, dar e un om educat. Se vede educația pe chipul lui. Și în acest raport, nici nu-ți permis prea mult să te implici vizibil, să stai prea vizibil lângă oamenii care au probleme. Doamna Theresa May, în clipa de față, are probleme nu în sensul politic, ci gestionează o situație dificilă. Oricine ar fi, este mai încruntat. Și mă revin la ce spuneam prima dată când am fost în Franța, am fost la Galerie Lafayette. Ce m-a șocat din prima clipă când am ajuns acolo a fost relaxarea de pe fețele francezilor, coroborată, ca să zic așa, cu încruntarea de pe fețele românilor. Pentru că asta e marea problema noastră. Mai avem 2 minute până la finalul părții a doua emisiunii Ziua Z și o să vă pun o întrebare surprinzătoare. Vă rog. Noi, care avem capitala micul Paris, Bucureștiul, știm expresia franceză, la joie de vivre, bucuria de a trăi. Exact. Credeți că noul președinte al Franței, în vârstă de 39 de ani, va face ca multe frunți încruntate ale cetățenilor francezi să fie descrețite și oamenii să-și dea seama că au o altă șansă în societatea franceză? Are șanse în acest sens, numai că acest fenomen de corectare a problemelor nu se poate face într-o singură zi și nu într-un singur an. Mandatul de președinte în Franța, după cum știți, acum nu mai este de 7 ani, este de 5 ani, ceea ce s-ar putea să nu fie prea bun pentru un președinte. În 7 ani ar fi putut să facă mai mult, ar fi fost mai relaxat în vederea anumitor măsuri. 7 ani sunt mai ușor de gestionat, atenție, nu de politician, cât de electorat, care se așteaptă la alt tip de politică. 4 ani, 5 ani mandat, e o mai mare forțare a vitezei și în această forțare a vitezei, repet, așteptările omului obișnuit cresc. La joie de vivre, da, poate să, dar pentru asta, din păcate, nu va putea și nu este de unul singur. Va trebui să fie ajutat și să lucreze un întreg sistem politic, administrativ, cu adevărat, cu bună credință, până la capăt, inclusiv, atenție, eliminându-și o parte din privilegii. Cu bună credință vă anunț pe dumneavoastră și pe telespectatori că urmează pauza publicitară, după care vom aborda dosarul Angela Merkel, Germania și divorțul anunțat de Statele Unite ale Americii. Continuăm emisiunea Ziua Z. Avem șansa, plăcerea de a avea ca invitat special pe dr. Marius Văcăreru. Și iată acum o imagine pe care o să-l rog pe distinsul specialist în geopolitică să o comenteze ulterior. Este imaginea care a surprins lumea. O să vedem și imagini video. Mesajul principal, această fotografie a fost luată din publicația Politico, este că europenii, după treile pe care le-a avut Angela Merkel la summitul simbolic al NATO și la reuniunea G7, când a rămas cu gustul amar că nu-i pe aceeași frecvență cu Statele Unite ale Americii, cu președintele Donald Trump, ei bine, Merkel spune că este timpul ca europenii
marile puteri europene să meargă pe picioarele proprii. De această declarație s-a delimitat clar fostul președinte al României, Traian Băsescu, care a spus că nu asta este soluția, pentru că Germania a mai condus Europa înaintea celor două războaie mondiale, care au adus numeroase victime și situația este de evitat. Pentru România, soluția este parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Comentariul dumneavoastră, domnule doctor Marius Vlăcărelu. Nu cred 100% în această declarație a doamnei prim-ministru Merkel, dintr-un motiv foarte simplu. Și domnia sa este în campanie electorală și există în Germania un sentiment oarecum de rezervă față de Statele Unite. Și atunci nu-și putea permite ca un politic să lase această temă adversarilor. Și de ce spun treaba aceasta? Pentru că ați văzut de vreo câțiva... Adică lui Martin Schulz. Da, lui Martin Schulz. Și poate și altora, din generații, din punctele mai mici. Pentru că, totuși, în Germania nu există un partid care să câștige 50% din sufragii. Și de ce spun treaba aceasta? Pentru că ați văzut, cred că de vreo 2 ani sau 3 ani, circulă pe internet un grafic, de fapt este o imagine, care arată ceva foarte interesant. Interdependența marilor companii din lumea aceasta. Toate companiile mari, în realitate, dacă vedeți, sunt acționare cumva și la alte companii mai mici și la alte companii din altă zonă. Și aproape că se extompează anumite trăsături de naționalitate acestor companii. Aproape, nu total, evident, în mare măsură ele rămân cumva naționale, dar până la un punct. Ce înseamnă asta însă? Înseamnă că, în realitate, mediul economic este mai unit în clipa de față la nivel global decât vor politicienii, mă dați, și nu doar că vor politicienii, decât ce ar putea dori politicienii vreodată. Vedeți dumneavoastră, e un lucru foarte important. Marile companii încheie contracte nu cu companii mici, încheie contracte cu companii mari. În fiecare țară, companiile mari sunt listate de companiile mari din alte țări ca eventual potențial parteneri. Să zicem că eu mi-aș vrea să deschid un magazin de comercializare a băuturilor răcoritoare în Vâlnii de Munte. Crezi că va veni la mine Coca-Cola, Pepsi-Cola și alte câteva companii din alte mari țări să vină special la mine să-mi vândă? Evident nu. Vor avea un distribuitor la nivel național care, mă rog, dar la care iarăși va trebui să mă duc eu la ei. Deci marile companii din țările mari au relații contractuale împreună. Să ne focalizăm pe companiile și campaniile politice, ca exact. Să facem, deci, publicitate. Au relații în acest sens mai puternice și politicienii vă asigur că nu își vor putea permite să devieze prea mult de la un astfel de sistem. Pentru că, până la urmă, Europa și Statele Unite, de fapt, Europa și o bună parte din America, este sub același spațiu civilizațional, domnia legii. Da, dar ați zis America și vă întrerup un pic pentru că generează afirmația noastră o altă interogație a mea. Ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung a scris că reacția Angela Merkel este ca urmare a unui tweet dat pe Twitter de Donald Trump în care ataca atitudinea rezervată a Germaniei în sensul achitării obligațiilor sale la NATO. Aici e o problemă pe care trebuie să o avem un pic defazată pe mai multe paliere. Primul palier este acesta. Germania este o țară și germanii sunt un popor care nu iubesc cheltuielile foarte mari. De aici surplusul pe care l-au bugetar. O țară care iubește cheltuielile evident va avea un deficit cumva, pentru că în permanență, dacă vrei și îți place să cheltuiești, vei găsi în permanență de cumpărat. Gândiți-vă la, să mă ierte distințele doamne și domnișoare, dar dacă o doamnă sau domnișoare intră într-un magazin de parfumerie sau un magazin de rochii cu 10.000 de euro, cu siguranță îi va termina rapid. Așa. Și va sta cu mare plăcere pentru fiecare vreo să împarte. Bine, repet, germanii sunt oameni care nu sunt, care sunt mai strânși la pungă și caută, atenție, să fie foarte rațional în cumpărături. Ați văzut poate că în ultimii ani una dintre mașinile de succes în Germania a fost Dacia. Sandero, Logan mai puțin, dar Sandero, am văzut treaba asta cu ochii mei și așa. De ce? Preț mic și un raport foarte bun sub aspectul calității produsului și prețului, mai ales a prețului. Dar și cine cumpăra în general mașina respectivă? Am observat iarăși așa, în general oameni care aveau cam de la 50 de ani în sus. Adică oameni care aveau totuși stabilitate financiară destul de mare, dar nu vreau să cheltuie totuși prea mult.
Deci acumulare, acumulare, bine, acumulare. Bine, să facem precizarea că în Occident cei care își cumpără autoturisme, indiferent de vârsta lor, au obiceiul că la un număr de ani să le schimbe. Dar, repet, totuși, la vârsta respectivă, n-au preferat să-și cumpere o mașină germană cu câteva mii de euro în plus, ci au preferat să-și cumpere o mașină produsă în România, în realitate, da? La un preț mai redus, pentru că le corespundea anumitor pretenții ale lor. Repet, iarăși, interese și pretenții, da? E bine. Cu toate acestea, BMW-ul a pătruns în piața americană. Chiar există o sucursală a BMW-ului pe coasta estică. Păi aici este ideea. Deci, economia germană este o economie care, totuși trebuie să recunoaștem, este o economie performantă. Un moment, iată imagine, o să vedem acum pe ce în dreapta. Doamna? Angela Merkel, în momentul în care a făcut acea declarație fulminantă că trebuie să meargă statele europene, cele care sunt state lider pe forțe proprii, nu a făcut nominalizări la adresa Statelor Unite ale Americii, la adresa președintului Trump, dar mesajul era foarte clar, pentru că spunea că în ultimele zile a avut parte de trăirea aparte și trebuie să fie sprijinită de auditoriu, era vorba de un auditoriu conservator, ca Germania să meargă ca și Europa, pentru că dânsa se consideră cancelarul de facto al Europei, al Uniunii Europene, pe un drum propriu. O afirmație care totuși a îngrijorat pe mulți observatori lucizi. Pe dumneavoastră v-a îngrijorat sau nu? E bine că m-a îngrijorat, dar din altă perspectivă, pentru că nu știu cu adevărat ce și-ar dori Germania de la noi, în ce ritm. Atenție, ce tip de societate și-ar dori de la noi și în ce ritm și-ar dori să ne ajute să o construim cumva, pentru că noi suntem în clipa de față într-o etapă de tensiuni naționale foarte puternică. Bine, aici un prim răspuns, sigur, fugar pe care îl fac eu în calitate de moderator, este că am văzut că investițiile germane în România s-au oprit la Carpați. N-au trecut nici în Muntenia, nici în Moldova. Să știți că nici de multe ori nici n-au fost doriți. Eu vă dau un exemplu de președintele Consiliului Județean, Nicolae Mischie, care în județul Gorj, da, cu mai mulți ani i s-a promis, adică a venit un investitor german care venea cu un plan ce ducea până la 50.000 de locuri de muncă și a zis nu, pentru că a cerut o anumită sumă de bani. Deci, foarte multor politicieni români, din păcate, le-a convenit să nu fie o zonă economică, județul lor să fie prea dezvoltat economic, pentru că oamenii, având mai mulți bani, după ce aveau bani, începeau să pună și alte tipuri de întrebări. Eu am de să fiu franc cu dumneavoastră și apropo de această declarație a doamnei Merkel, am să vă spun că eram în Germania la Garmiș și la un moment dat s-a creat un, dacă vreți, un pol de ofițeri din state care au fost înainte socialiste și acum erau la colegiul NATO de la Garmiș și ne-am întâlnit cu ofițeri germani. Și acolo unul dintre ofițerii germani a mai povestit, dar e relevantă această faptă. Unii dintre ofițerii germani tineri cu gradul de maior înalt, frumos, blond, s-a ridicat și ne-a spus nouă, deci era român, Bosnia, Polonia, Cehia, Slovacia, toți eram în uniforme și făceam un schimb de opinii. Iar germanul respectiv a spus, visez la ziua când Germania nu va mai avea trupe străine pe teritoriul său. Germania nu are decât militari americani pe teritoriul său, o brigadă operativă, după cum o altă brigadă operativă americană se află pe teritoriul Italiei și, sigur, trupe care sunt la dislocările de forțe aeriene americane pe teritoriul german pentru a interveni rapid în situații de criză. O asemenea afirmație n-am uitat-o pentru că din când în când sunt puseuri de acest gen. Bun, acum vedeți, dacă vrem să găsim întotdeauna un nod în papură, o să le spunem ceva de genul, dar de ce ați făcut voi să aveți trupe străine pe teritoriul propriu? Ce ați făcut voi? Dar nu place să merg pe discuția asta, pentru că în momentul respectiv o să ne scoatem fiecare ochii cu ce le-am făcut unora și altora rău. Ținem minte, nu uităm, trebuie să existe evident niște reparații anumitor greșeli făcute, dar așa cum fiecare țară își dorește să fie completamente liberă, trebuie să îi se permită și repede unei țări mai mici sau mai mari să fie și ea la fel complet liberă, inclusiv în alegerea partenerilor și aliaților săi. Da? Interesul unei țări nu este identic cu interesul altei țări. Ne place să ne face plăcere, interesul Austriei nu este interesul Germaniei, nu este interesul Ungariei, nu este interesul Slovaciei. Deși, spre exemplu, între Bratislava și Viena sunt 60 de kilometri. Deci, distanța este practic aproape minimă. Da, mergi cu autobuzul în mai puțin de o oră, faci drumul respectiv și l-am și parcurs. Deci, într-o astfel de ipoteză, tu ca Germania spui întrebarea, domnule, stai puțin,
Prezența celor militari străini pe teritoriul nostru a ajuns într-un anumit context, a fost într-un anumit context, dar nu cumva prezența celor militari străini, spre exemplu, te-a degrevat pe tine de anumite cheltuieli cu înzestrarea armatei? Răspunsul este clar. Da. De la un punct încolo nu poți să ajungi mare dacă nu vei dori să cheltuiești. Adică este o chestiune pe care o știe orice om bogat, și nu numai un bogat, și așa, statutul social pe care îl ai, oricât de mare ar fi în baza în creierului tău, de geniu, poate vorbești 20 de limbi străine și știi și nu știu, dacă ai și bani, va trebui să-i pui în mișcare. Nu poți doar să-i tezaurizezi. Da, și pentru a-i pune în mișcare, păi, punând banii respectivi în mișcare, îi vei pune și pe alții să fie cumva pe o muzică de-a ta. Tu scrii partitura. Gândiți-vă că foarte multă lume uită cine a fost Andrew Carnegie. Da? El este creatorul mare galerii de artă din Washington. Da? Dar omul respectiv mai întâi a fost un miliardar, a fost un om de afaceri foarte dur, necruțător. Pittsburgh, unde el și-a făcut marile oțelării și era un oraș foarte poluat, în care mortalitatea era foarte mare și, cum se spune, modalitatea de conducere a muncitorilor era una foarte aspră. Dar de la o anumită vârstă încolo, el a început să doneze și a creat biblioteci în Statele Unite. Întrerup un pic, pentru că avem pe ecranul mare, dar și pe ecranul mic în dreapta, stimați telespectatori, un interviu pe care l-a acordat postului de televiziune american PBS ambasadorul Germaniei în Statele Unite, un interviu care a fost dat după declarația doamnei Angela Merkel și al cărui mesaj este următorul. Rămânem aliații Statelor Unite, nu este vorba de o ruptură, dar să fim serioși, Germania cheltuiește pentru apărare. Germania cheltuiește în clipa de față 1,20% din PIB. Fiecare țară, însă, după cum știți... Iată pe ambasadorul german în Statele Unite. Când a intrat în NATO, fiecare țară, când a intrat în NATO, totuși a asumat niște drepturi și niște obligații. Iarăși vorbim despre marile puteri și micile puteri. Pentru marile puteri, să știți că există, din păcate, toleranță când nu respectă tratatele. Pentru micile puteri, nu. Și atunci îți spun întrebarea, nu cumva marile puteri vor negocia în spate, în culise și pentru anumite drepturi de natură financiară care se cuveneau într-o parte sau în alta, se negociază altceva în altă zonă? Marile puteri, de asta sunt mari puteri în primul rând, pentru că discută în diferite zone fără să fie martori și fără să se știe, repet, inclusiv pe seama țărilor mai mici și mă uit la un lucru, spre exemplu, da, în Statele Unite prima țară care exportă este Germania, în Marea Britanie prima țară care exportă iarăși Germania, în Franța mi se pare că ori Germania, ori Olanda sau ceva, dar diferența este de 1 sau 2% nu mai mare. Înseamnă totuși că Germania demonstrează o anumită calitate, da? Și dacă demonstrează ceva... Calitatea lucrului bine făcut. Da, și asta înseamnă în realitate că trebuie să le recunoaștem cumva un anumit model și nu cumva ar trebui să învățăm și noi câte ceva de la ei. Mai e însă ceva. Europa e o zonă, în general, o zonă a păcii. Mă întreb cine și-ar dori să nu fie pace în Europa. Pentru că cine nu-și dorește să fie pace în Europa face o mare greșeală dintr-un motiv foarte simplu. Europa este în același timp cea mai mare zonă de consum de produse. Nici o țară în clipa asta, oricare ar fi ea, din est, din nord, din sud, din vest, de oriunde ar fi, sau extraterestri, dacă ar fi, să zicem, și-ar intra în schimburi comerciale cu planeta noastră, nu poate neglija capacitatea economică a Europei. E un pic cinic, dar toate continentele de pe această planetă sunt obligate, dacă vor să le fie bine lor, să fie și să dorească în continuare ca Europa să fie și mai bogată decât este. Repet, fiind primul continent ca piață de desfacere. Noi de aici trebuie să pornim realitate. Ați văzut că, până la urmă, principalul reproș pe care l-a făcut președintele american față de Germania, care a fost? Că au un deficit, că exportă mai mult germanii în Statele Unite. Bun, dar iarăși pune întrebarea. Ești tu liber, cetățean american, să cumperi mașini germane sau mașini americane? Da, ești liber. Tu optezi. Dom'le, fă tu mașinile americane mai bune decât pe care le fac germanii, da? Deci, să nu dăm vina tot timpul doar pe o singură parte, că nu este doar o singură parte de vină, da? Deci, bun, de acord, dar de aici până la a fi în urma acestei declarații Angela Merkel considerată liderul lumii libere, mi se pare o
deplasare în limbajul jurnalistic occidental, pentru că ne place sau nu, liderul lumii libere rămâne SUA. Vedeți dumneavoastră, și jurnalismul a mai scăzut, inclusiv în vestul Europei, da? Sub aspect calitativ. Sunt mulți oameni care au frustrări față de alte țări și în mod special față de Statele Unite. E adevărat, Statele Unite n-au făcut întotdeauna doar bine. Repet, nu există mare putere care să facă doar bine. Dar vedeți dumneavoastră, iarăși o chestiune puțin cinică. Când ai PIB-ul de peste 18 trilioane de dolari, îți vei găsi prieteni, să știți. Da? Când ai PIB-ul mai mic, mai puțin el. Da? Pentru că până la urmă, vrei investiții de la aia care sunt pe numărul 1? Și cel mai bogat om din sat poate să fie cel mai rău, cel mai hapsân, cel mai, mă rog, își va găsi în satul respectiv, își va găsi câțiva oameni care să-l ajute și care să-i fie aliați. Da? Nu putem să negăm că există un anumit anti-americanism în vestul Europei. Care are cu cauze. Excepția României. Da, am zis, mai ales în vestul Europei, care are anumite cauze, unele, repet, sunt justificate. Când am zis cu excepția României, da. Pentru că România face parte din comunitatea occidentală, democrată. Fără îndoială. Dar vedeți dumneavoastră, binele de astăzi este binele și binele de mâine sau și răul de mâine. Până la urmă, banii ălora sunt buni? Ălora. Banii americanilor sunt buni sau nu sunt buni? Banii francezilor sunt buni? Banii germanilor sunt buni? E, păi dacă sunt bani buni, atunci, dom'le, pliază-te și tu puțin pentru interesele lor. Pentru că să considerăm... Păi să mă scuzați, distinse conațional Mărăz Văgărălu. După 89 încoace ne-am tot pliat cu guvernele succesive pe interesele celor care, în mod firesc, sunt state cu un trecut democratic mult mai mare decât al nostru. Vă referiți la România? Da. Nu, noi nu ne-am pliat pe interesele nimănui. Noi n-am avut, și îmi pare rău că trebuie să spun, dar noi n-am avut guverne competente, cu adevărat competente. Ori dacă nu ești competent, tu nu înțelegi care este, în primul rând, interesul tău național. Deci de aici pornim. Da, dar înainte de emisiune, într-un dialog pe care noi doi l-am purtat, noastră ați recunoscut și vă aparține meritul acestei afirmații că România a contat ori de câte ori a cedat ceva. De ce? Pentru că nu a fost, și de ce a cedat, așa a contat, dintr-un motiv simplu și banal. Pentru că atunci a demonstrat totuși coerență în actul de guvernare. Nu de noi suntem, și îmi pare rău că trebuie să o spun, noi am fost, mai ales în anii 90, mai puțin, dar și așa, noi am fost în primul rând anarhici, haotici, da, mai degrabă oamenii stihiilor, ca să spun așa, pentru că noi nu ne-am putut, dar... Sintagma asta este bună de titlul unei cărți, oamenii stihiilor. Da, este și împrumutată de altfel dintr-o piesă de teatru, ca să știți, Greia lui Ibsen, piesa. Deci ideea este că noi n-am fost, repet, coerenți la mediul politic. Societatea a vrut, oamenii au vrut să fie coerenți, dar nu au fost lăsați. Eu vă dau un singur lucru, legea 18 din 1991 a fondului funciar, cât rău a produs în această țară, cât rău a făcut, câți oameni au murit, s-au omorât oameni, frați cu frați, părinți cu copii și așa. Păi lucrurile acestea ce au dus de fapt? Au dus la slăbirea societății, slăbirea statului, slăbirea economiei noastre și, pe drept cuvânt, ceilalți ne-au pus întrebarea, bă, dar voi ce vreți totuși? Voi sunteți capabili să ne preluați un investiție, să o duceți până la capăt, să ne asigurați un stat de drept real în care investițiile noastre să fie protejate? Pentru că primul lucru care se întâmplă, după cum vedeți, când într-o anumită țară încep problemele de natură politică, legalitate sau așa, dispar investițiile străine din țările puternice, cu adevărat. Păi noi, dacă se întâmplă treaba asta, nu-ți faci totuși niște calcule, băi, de ce pleacă oamenii aia? Eu repet, am nevoie de banilor sau nu am nevoie de banilor? Nu s-a putut până acum, e o lege a vieții, nu s-a putut până acum ca un sărac să devină bogat luând bani de la săraci, ci intrând într-o relație sub o formă sau alta cu cei mai bogați decât el și convingându-i pe aceea că ceea ce face el este suficient de bun încât să fie plătit mai bine. Da? Este un... Iar Germania, Franța, Marea Britanie, da, au PIB-ul de... Germania are aproape, de aproape 4 trilioane, 3, nu știu cât, mă rog, în putere de cumpărare aproape 4 trilioane de dolari. De dolari. Anglia 2,85. Franța 2,4, în putere de cumpărare 2,70 și ceva. Da, dar relativ la 18 trilioane, e de cel puțin 4 ori și jumătate mai puțin cazul Germaniei, da? Și îmi pare rău de ceva mai mult. Deci,
în relațiile 1-1 între cele două state luate în relație cu Statele Unite, fiecare din statele respective sunt inferioare. Europa trebuie să gândească într-un sens unitar, elegant, da? În sensul a sporirii cooperării cu economia, cel puțin cu economia Statelor Unite. Dar te rup un pic, pentru că avem pe tot ecranul acum, și mulțumesc colegilor din regie, acest comunicat pe care l-a difuzat dimineață înainte de ora 8, președinția României. Se anunță vizita președintului României duminică 9 iunie la Washington DC, unde va fi primit la Casa Albă de omologul american Donald Trump. Este o veste bună, este o știre necesară moralului celor care își doresc să rămânem parteneri strategici cu americanii. Americanii sunt și la Deveselu, americanii sunt și la Cogălnicianu, sunt mii de infanteriști marini americani acolo și este bine pentru descurajarea oricărei agresiuni. Mai nou a început și un exercițiu multinațional pe teritoriul României cu trupe străine care au venit să și cunoască poporul român, nu doar să exerseze la cincu pe câmpul de instrucție. Cum vedeți această prezență a președintelui României salutară, benefică la Casa Albă? O văd ca o vizită care va fi, vreau să văd ce se va întâmpla după, pentru că să nu zici hop până nu sari, pârlează, așa e proverbul românesc. E frumos, dar haideți să vedem ce se va întâmpla într-un final. Din păcate, societatea la noi este destul de volatilă și se mai pot întâmpla în următoarele 7-8 zile, se mai pot întâmpla la noi în țară tot felul de evenimente. Nu știu cu adevărat cum este pregătită vizita, pentru că nu este o vizită care evident a fost pregătită de către Ministerul de Externe și probabil și alte structuri, dar de mai multă vreme, nu știu ce dosare au, cum se va negocia pe ele. În comunicat, de fapt, în rândurile semnate de președintele Iohannis, se vorbește de focalizarea pe parteneriatul strategic cu SUA. Bun, dar iarăși este destul de puțin, da? Ce va însemna? Cât va... Știți foarte bine că una este să intri în birou oval 30 de minute, dar poți să stai 2 ore. Dacă stai 2 ore, înseamnă altceva. Deci, nu știu cu adevărat, repet, e o expectativă până la urmă, da? Ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, până unde ajungem. Haideți să așteptăm un pic mai mult, pentru că nu știu cu adevărat cum vom valorifica până la urmă această vizită. Vreți dumneavoastră... Dacă ați fi consilierul președintelui Iohannis, ce l-ați sfătui să transmită președintului Donald Trump cu ocazia acestui moment din data de 9 iunie 2017 la Casa Albă? Păi aș prelua ce a spus domnul general Bridlov, care a fost în țară, și domnul general Petreus. Nu că n-aș vrea să spun, și am mai spus treaba asta de 200 de ori. Dar, știți foarte bine, a fost un eveniment acum 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel, la noi, în care au fost invitați și cei doi generali. Evenimentul a fost public, general, deci și trebuie să le mulțumim organizatorilor, între în altele profesorul Mircea Pașcu din universitatea mea, și care a spus, domnule, puteți participa, deci a fost un simplu mail trimis organizatorilor, nu a fost niciun leu de plătit, nicio diferență. Dar cei doi generali au spus fiecare un lucru așa și găsiți înregistrarea pe internet. Primul a spus, domnule, înainte de articolul 5 este articolul 3, care vorbește despre continua pregătire și, și dezvoltare, și a spus asta de vreo 2-3 ori, iar generalul Petreu s-a spus de vreo 4 sau 5 ori despre rule of law. Domnia legii. Exact. Păi dacă, eu asta aș insista, nu, dacă asta este mesajul și asta ni se spune în permanență, da? Eu de aici aș porni. Da, ambele dimensiuni. Să nu ne amăgim. O zi are 24 de ore. Să ajungi să intri în programul președintelui american e deja o performanță. Vedeam de curând un grafic. Statele Unite are 270 de misiuni diplomatice la nivelul planetei. Este cel mai mare corp diplomatic la nivel planetar. Doar în Iran, în Coreea de Nord, Taiwan și încă o zonă, și în Bhutan nu au. Deci în 4 locuri nu au. În rest au peste tot. Da? Deci vă dați seama că sunt și țări pe planetă sunt peste 200. Deci fără îndoială 200 de lideri vor ca cel puțin, dacă ar putea, măcar o dată pe an să ajungă acolo. Da? Deci e deja o performanță pe care am reușit-o. Cei care au, repet, oamenii care au făcut treaba asta, cinste lor, aprecieri. Da, trebuie să se valorifice cum trebuie această chestiune și, repet, nu știu ce, cum se găsește dosarul okay, la noi. Mai avem 70 de secunde și vă supun la un test. În secundele rămase până la finalizarea emisiunii Ziua Z, da? Cum vedeți Europa după G7 și mai ales România după întâlnirea dintre Klaus Iohannis și președintele Donald Trump?
Văd Europa în clipa de față destul de confuză, fără lideri care să o propulseze spre ceea ce trebuie să fie. Mai degrabă, noi nu avem lideri la nivel național și atunci, dacă nu avem național, nici nu avem spirite cu adevărat care să gândească la nivel continental. Iar țara noastră este în clipa de față prinsă în prea multe orgolii, în prea multă mizerie și prea mult conflict intern bazat pe niște pulsiuni și pe niște tendințe care n-au nicio legătură cu dreptatea, cu legalitatea, și de aici suntem prea vulnerabili. Și o țară vulnerabilă în secolul acesta, repet, în care bombele din ce în ce mai mult se pare că zboară în prea multe țări, duce în cele din urmă la pierderi prea mari. Mulțumesc frumos domnului dr. Marius Văcărelu, care a fost din nou un promotor al explicării simple pe înțelesul tuturor a unei situații dificile pe pătrunul nostru continent. Vom continua și în edițiile următoare ale emisiunii Ziua Z să aducem tineri experți în geopolitică. Ne vom revedea duminică la 6 TV la ora 20:30 la emisiunea Valori Euroatlantice.